Mă bucur să le văd pe cei care au fost de ieri, fiți binecuvântați. Mă bucur să văd pe alții noi care tot îi revăd. La Cluj, fiți binecuvântați, în altă părți. Arăt caragios cu microfonul ăsta, prima dată când port un astfel de microfon. Mă uit cine e aici, Dar să sperăm că se aude mai bine. Cred că și de data aceasta n-ați venit să ascultați un om sau doi sau mai mulți. Vreau să cred că ne-am adunat aici să vorbim de împărăție. Ne-am adunat aici să-l ascultăm pe împăratul. El are ultimul cuvânt. El e împăratul împăraților și Domnul Domnului. A Lui să fie slavă în vecii vecilor. Amin. Suntem azi la un curs, la un seminar și azi și ieri ne-am propus să vorbim despre Duhul Sfânt. Despre Cel care n-ai cum să-L vorbești. Pentru că El este tot. El este pretutindeni. El este în noi și El va fi cu noi. Slăviți să fie Domnul. Amin. Am discutat ieri și am vorbit ieri despre nașterea din nou. De momentul acela când un om care este convins de Duhul Sfânt răspunde cu pocăință și cu credință solicitării Duhului Sfânt și spune da, accept. Îl vreau să-L primesc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și ca Domnul meu personal. Și un moment de credință, un moment în care mărturisești cu gura ta, e un moment în care chemi pe Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt, pe Tatăl, să vină în tine, în Duhul tău. Și Iisus ne spune clar, eu am să mă duc și am să mă întorc. Și am să vin să locuiesc în tine, în voi, împreună cu Duhul. Și o să venim la voi și o să locuim în voi. Slavă Domnului! Și El vine atunci când ne-am născut din nou, El a venit în noi. Dacă m-am amintit, El a venit să locuiască unde? În Duhul nostru. De fapt, ăla suntem adevăratul eu, adevăratul individ. În Duhul tău, tu ești El. După aia noi suntem, noi avem suflet, cu sentimente, voință, rațiune și locuim în trupul ăsta. Nu-i ăsta primul, nu-i sufletul primul, Duhul nostru e primul. Când vom pleca la Tată, ne plecăm cu Duhul nostru. Și acolo ne așteaptă El. Ori, după aceea, după momentul nașterii din nou, care nu putem să ne naștem din nou fără Duhul Sfânt, după aceea sunt trepte în viața creștină, pe care trebuie să le parcurgem, pe care trebuie să le urcăm. Și să nu ne oprim acolo, la momentul în care ne-am născut din nou, momentul în care am devenit fii, momentul în care am intrat în împărăția lui Dumnezeu, momentul în care suntem și vom fi moștenitori împreună cu Sfinții. Și să nu ne oprim acolo. Da, dacă se întâmplă, să plecăm acasă la Domnul, să facem infarct, să dea o mașină, să se întâmplă ceva rău, Doamne ferește, noi ajungem acasă la Tatăl. Pentru că ne-am născut din nou și în noi a venit să locuiască Duhul Slavei, care ne va învia în ziua de apoi. Dar dacă se întâmplă să trăim, trebuie să mergem mai departe. Să luăm un botez în apă, să încheiem un legământ în fața oamenilor, cu Dumnezeu. De fapt, să arătăm oamenilor prin botez că noi am făcut un legământ cu Dumnezeu. Și apoi să umblăm după plinătatea Duhului Sfânt. Să fim botezați în Duhul Sfânt. Și botezul acesta are de-a face cu sufletul nostru și cu trupul nostru. Pentru că în Duhul nostru deja e venit Duhul Sfânt. Trebuie ca Duhul Sfânt să ia în stăpânire și sufletul nostru și trupul nostru. Și asta înseamnă un botez. Adică toată ființa noastră a fost invadată de Duhul Sfânt. Ori această invadare nu se face fără consimțământul nostru. Și nu se face fără ogolirea noastră. De eu nostru, de ogolile noastre, de teritoriile din viața noastră care s-a noastră și nu vrem să recedăm, la nervii noștri, la limba noastră, la ochii noștri, la răutatea noastră. Locurile alea trebuie golite de noi și să fie umplute cu Duhul Sfânt. Amin. Domnul să ne dea puterea asta să acceptăm, să dăm teritoriu tot mai mult din noi Duhului Sfânt. Pentru că noi spunem, ne lăudăm, noi toată ființa mea e a ta, tot ce sunt e al tău, cântăm frumos și eu cânt. Dar în realitate, nu stau chiar așa. Avem teritorii din sentimentele noastre, din mintea noastră,
din trupul nostru, care este a noastră. Spune, Doamne Iisus, îți dăm toată casa. Dar aici e un loc unde am niște lucruri mai personale. Te rog, nu boteza și camera asta. Dar mă rog ca Domnul să ne dea lumină, înțelepciune, să ne credem cu toată ființa Lui. Să putem să fim de folos. Să putem să umblăm în plinătatea Duhului. Și apoi să nu ne oprim la momentul acela când am fost botezați în Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt ai simțit că ți-a umplut sufletul tău. Dintr-o dată ai început să fii bun. Oamenii care te enervau înainte, te gândești acum, de ce m-au enervat? Dar toate e ușor de suportat, așa e ușor acum de iertat. Pentru că Duhul Sfânt te-a umplut și în suflet. Acum te uiți așa, cât e de ușor să fac bine la ăla care nu-i puteam face bine. Și un moment în viața ta când te umpli de Duhul Sfânt și toate merg mult mai bine ca înainte. Dar problema e că umplerea asta trebuie întreținută. Noi trebuie să umblăm în plinătatea Duhului Sfânt. Și ați observat și ați constatat în viața voastră, după momentul acela a botezului cu Duhul Sfânt, încep să scazi. Începe oameni să te enervezi. Începe să ai probleme. Începe să scazi. Spui întrebări, nu a plecat Duhul Sfânt? Din Duhul tău nu a plecat, pentru că El rămâne credincios. El e acolo. Dar tu, prin atitudinile tale, te-ai golit. Te-ai golit din sufletul tău, te-ai golit din trupul tău. Și uite așa, când te golești de Duhul Sfânt, din trupul tău, poți să vină o boală, poți să vină un duhuleț necurat care să facă acolo în cer niște treburi. Și este nevoie și este necesar să umblăm în plinătatea Duhului. De asta ne adunăm la rugăciune, de asta citim cuvântul, de asta cântăm, pentru că vrem să ne umplem, vrem să ne umplem. Și tot ce e rău, ce se acumulează peste săptămână, ce contractăm în viața de pe pământul ăsta, să ne întâlnim, să dăm afară și să ne umplem din nou de Duhul Sfânt. Amin. Asta e o viață frumoasă și o viață de dorit și o viață de poruncită de Hristos. Umblați în plinătatea Duhului. Pavel spune, nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă, fiți plini de Duhul Sfânt. Asta e o dorință a lui Hristos. Și de ce n-am vrea să fim plini de ceva bun, foarte bun? Domnul să ne ajute în direcția asta. Și am discutat aspectele astea foarte importante și trebuie să le avem în mintea noastră foarte clar, pentru ca să înțelegem Scripturile și fiecare verset și să înțelegem unde trebuie pus fiecare și apoi să mergem mai departe. Pentru cum am zis, în Duhul nostru avem tot. Duhul Sfânt mai este numit în Scripturi Duhul Prorociei. Că Duhul Sfânt pe care l-ai primit, în natura Lui, în El, El vine a prorocii. El are capacitatea aceasta și ar vrea să te folosească pe fiecare. Pavel spune, eu aș vrea ca toți să prorociți. Dar ne lovim de bariera sufletului și a trupului nostru. Care nu înțelege, care e înfiat, atenție, e înfiat. Îl găsim în Scriptură acești doi termeni separați. Voi sunteți născuți din Dumnezeu. Aveți natura Lui. Voi sunteți născuți din El direct. Păi dar cum poți să fii născut dintr-un tată? Și după aia, în altă parte, spune Biblia, dacă voi, de fapt, sunteți înfiați. Păi, dar ori sunt născut și fiu cu tare, ori sunt înfiat de El. Că n-am cum să fiu amândouă. În Duhul nostru suntem născuți din Dumnezeu. Nu e renovat Duhul nostru. Înainte era mort, era pierdut în păcat, era despărțit de Dumnezeu. După nașterea din nou, Duhul nostru e născut din El. E total nou. A venit Duhul Sfânt acolo și a făcut casă și locuiește acolo. Dar sufletul nostru și trupul nostru e înfiat. Și asta vine cu o grămadă de probleme, asta vine cu o grămadă de apucături, cu o grămadă de temeri ce. Și omul e mântuit, vine în adunare, mântuit, salvat, dar vede că iar parcă vine a fuma, iar parcă nu-și poate stăpâni ochii, iar nu-și ține gura. De ce? Sufletul lui e înfiat și are treabă cu el să-l educe, să-l câștige și să-l ducă în Împărăția lui Dumnezeu. Și asta se realizează prin Duhul nostru. Noi trebuie să permitem Duhului Sfânt din Duhul nostru să cucerească sufletul nostru și trupul nostru și să umblăm în plinătate. Doamne ajută-ne la asta! Doamne ajută-ne la asta! Că avem nevoie. Ce am putea face noi fără Duhul Sfânt? Ce am putea face? Niște programe, niște, cum spunea cineva, noi de aici ne chinuim să vorbim și voi vă chiniți să ne suportați.
Asta putem face fără Duhul Sfânt. Dar când este El, nu mai ne interesează ceasul, nu mai ne interesează serviciul, mașina, putem scăpa trenul, mașina, autobuzul, pentru că este El. El e esența. Slavă Lui! Vreau să ne uităm un pic peste cursul 2 și să vorbim azi de momentul ăla a botezului cu Duhul Sfânt. Mai bine zis, a botezului în Duhul Sfânt, pentru că Biblia normal așa ne zice, botezat în Duhul Sfânt, nu cu Duhul Sfânt. Pentru că botezul ăsta cu Duhul Sfânt nu-l așteptăm din exterior să vină peste noi, ci-l așteptăm din Duhul nostru să invadeze. Și El e aici, e în noi și din noi să facă un botez așa, în suflet și în trup. Dar cum ajungem acolo? Pentru că mulți care ați primit Duhul Sfânt aveți poate niște experiențe mai grele, mai triste, pentru că au durat ani poate la unul, zeci de ani. Personal, mi-a luat un timp până am fost botezat în Duhul Sfânt. Dar care e cauza? Pe Luca 11, Domnul Iisus spune foarte clar. Și tatăl meu e bun. Face un exemplu acolo. Și dacă un prieten doarme și are alt prieten care vine și cere o pâine, că a venit alt prieten la el. Zice, scoală-te și dă-mi trei pâini, că a venit un prieten la mine. Și mă, om, el dorme. Da, dorme, dar ești prietenul meu. Te rog să te scoți, să-mi dai niște pâini, că-mi trebuie. Spune că pentru că este prieten, ar să se scoale și o să-i dea tot ce are nevoie. Și acum Domnul Iisus spune, ăsta e prieten, ăsta e om, dar tatăl meu din cer, n-ar să dea Duhul Sfânt celor care cer. Ba da, ar să ne dea. Și Biblia spune foarte clar că dacă tu ceri Duhul Sfânt, Duhul Sfânt primești, nu primești altceva. Bun, dar realitatea de pe teren e, parcă e altfel, nu? Cerem Duhul Sfânt, parcă nu primim. Cerem altceva, parcă nu vin. Care sunt problemele astea? De ce nu primim și avem blocajele astea? La curs, în pagina 2 deja, spune să așteptăm pe Dumnezeu o rugăciune. Așa asta vedem și în Biblie, în Fapte 1 cu 4, 1 cu 8. Unii spune că ei așteptau acolo și stăruiau în rugăciune și în cele. Acum trebuie să ne uităm diferit la stăruința lor, pentru că ei, Dumnezeu din veșnicii, o hotărât o zi, ziua cincizecimii, când avea să reverse Duhul Sfânt. 50 de zile după moartea și învierea lui Iisus și 10 zile după înălțare. Mai repede nu o dădea, pentru că așa o stabilit El din veșnicie. Dar noi suntem după cincizecimii. Noi n-am venit așteptat 10 zile sau 50. Noi acum putem să primim acum, dacă vrem. Pentru că păgăduința Lui valabilă, Iisus a fost proslăvit. A murit, a înviat, s-a înălțat. Trebuie să ne rugăm pentru asta. Trebuie să dorim asta. Și trebuie să avem o sete, o dorință aprinsă. Știi, am văzut oameni care vin și la vindecare. Am văzut oameni care vin pasivi. Hai, oameni, trebuie să fiu vindecat. E greu cu oamenii ăștia. Mulți din ei nu se vin. Dar am văzut oameni care vin hotărâți. Hotărâți, cum era femeia cu scurgere de sânge, cum era femeia cananeană, cum sunt pe paginile Evangheliei, oameni hotărâți. Ori acum, ori niciodată. Și altceva. Vis-a-vis de primirea Duhului Sfânt, la fel. Trebuie să fii hotărât. Ce e Duhul Sfânt? O vorbim. O să vreau și eu. Da, chiar, dacă ia să un plus, vreau și eu. Asta nu înseamnă dorința aprinsă. Asta e așa. Dacă au toți, da, să fiu singur care n-am. Dumnezeu nu e interesat de astfel de feluri, de dorință. Ori vrei, ori nu vrei. Când întreabă și pe Petru, mă, Petre, mă iubești? Da. Petre, mă iubești pe mine? Da, Doamne, te iubesc. Tot nu-s mulțumit. Petre, mă iubești? Da, Doamne. Tu pe toate le știi. Trebuie să fii hotărât. Da? Acum, în Biblie mai vedem prin punerea mâinilor. O practică care azi nu prea se practică în multe biserici. Din cauza unei alte învățături greșite, că spune Pavel lui Timotei, mă omule, ai grijă să nu spui mâinile în grab. Spune, multe învățături spun, vezi, nu mai bine nu pune mâinile peste oameni, pentru că zice acolo un verset, nu vă puneți mâinile în grab. Pe când versetul ăla are altă treabă. Dar uite-te la Apostolul Pavel, da? El merge în naufragiază acolo în Malta, nu? Și
flămânzi, fără mâncare, corabia spartă, își fac un foc, era să moară. Și când Dumnezeu îl scapă de acel șarpe, văd ăia, măi, că ăsta e ceva supranatural. Avem un bolnav aici. Hai să vedem, poate face minune. Pavel, direct, Omer spune că și-a pus mâinile peste tatăl lui Publius, s-o vindecat. Ăia când au văzut așa, au spus că a venit toată insula, cu toți bolnavii, i-au pus acolo înainte lui Pavel și Pavel s-a rugat și s-a vindecat toți, și-a pus mâinile. Da, îmi pare mie că Pavel ăsta și-a pus mâinile fără băgare de seamă. Păi ei nu erau pocăiți, ei n-aveau treabă cu Dumnezeu, din potrivă, că tu ești zeu, e habar, n-avea. Și Pavel și-a pus mâinile peste ei, fără nicio băgare de seamă. Dar lui Timotei în adunare îi spune, ai grijă, nu așa oricum. Dragii mei, vis-a-vis de ordinarea prezbiterilor, a păstorilor, a slujitorilor în biserică, Pavel îi spune, ai grijă pe cine pui. Uitați-vă foarte bine la context, să vedeți cum te-am lăsat acolo, asta spune lui Tit. După aia spune lui Timotei, vezi, când alegi un slujitor, vezi să fie așa, să fie așa, să fie așa, să nu fie așa, să nu fie așa. Ai grijă, Timotei, ai grijă foarte mare pe cine îți pui mâinile la ordinar. Că dacă pui unul rău, o să facă prostii, o să rupă adunare, o să facă o grămadă de prostii. Și treaba ta, că tu l-ai pus. Așa că îți dau foarte mare grijă, Timotei, pe cine pui mâna la ordinar. Nu la bolnav, nu la scoaterea de mână. Aici nici n-ai să te gândești. Hristos ne-a spus să facem asta. De aceea să avem libertate, să ne rugăm, să slujim și să ne punem mâinile pe oameni. Că e o poruncă asta. Nu vă ascundeți după versetul, nu vă puneți mâinile în gabă. Da, dacă e vorba de ordinat un presbiter, analizați. Pentru că am văzut situații în care s-au pus mâinile în gabă și... Da, am văzut situații multe în care s-au pus mâinile în gabă la ordinat. Și Doamne, ferește bisericile de astfel de situații. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare adunare, fiecare biserică cu slujitori buni, născuți din nou, plini de Duhul Sfânt, peste care să-ți pui mâinile și să fie slujitorul Dumnezeu care să-i ducă în Împărăția lui Dumnezeu. De aia încurajez frații care organizează seri, zile, perioade. Asta e un alt aspect greșit, că în unele denominații se practică stăruința, să zicem așa, nu-i corect spus stăruință, după botezul cu Duhul Sfânt, doar iarna. Doar undeva prin ianuarie, februarie, aici e o perioadă. De cumva ai luat botezul în apă în vară, tu n-ai șansă să primești botezul în Duhul Sfânt până la iarnă. Și în același context se predică că dacă n-ai botezul cu Duhul Sfânt, tu nu mergi în cer. Deci dacă te-ai botezat vară, până iarna tu oricum nu mergi în cer. Și dacă iarna aia n-ai primit botezul cu Duhul Sfânt, mai durează încă un an. E o nesiguranță totală și o lipsă de învățătură. Și o eroare gravă. De când noi atunci când ne-am născut din nou, mă repet ca să fie clar, Duhul Sfânt a venit în noi, slavă Lui, am devenit fii. Și putem să mergem în Împărăția lui Dumnezeu, dar noi trebuie să tânjim și să avem o plinătate, un botez cu Duhul Sfânt. Frate, ca tâlharul de pe cruce, ce o primitor a Duhul Sfânt sau botezul în apă, tu nu ești tâlhar? Poate. Tu nu ești pe cruce. Și tu nu ești înainte de crucea lui Hristos. N-are nicio relevanță tâlharul de pe cruce. Asta e o scuză ieftină. Faci pe unul o teologie de baltă. Dar n-are nicio treabă tâlharul de pe cruce. El nu a fost botezat în apă nici cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nici nu avea cum să-l primească. Mai erau 50 de zile până când venea revărsarea. Și botezul în apă. N-avea cum să-l primească. Mai avea de trăit câteva ori. La fel cum credem copiii noștri care încă n-au o vârstă să fie botezați în apă. Dacă vreunul din ei pleacă la Domnul, pleacă la Domnul, pleacă în Împărăția Lui, chiar dacă nu s-a botezat în apă. Pentru că el e copil, el e mântuit prin noi ca părinți. Mai multe discuții aici, dar noi trebuie să fim conștienți de asta, de momentul în care devenim fii al lui Dumnezeu și mântuiți. Dar, cum am spus, nu ne oprim acolo și nu ne asigurăm că avem un certificat pentru cer și de acum lenevim. Nu, plinătate, plinătate, crește, plinătate. Doamne ajută-ne la asta. Vedem în Biblie mai multe cazuri în care s-a primit botezul în Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. Fapte 8, Petru și Ioan spune că s-au dus în Samaria, au pus mâinile, dar toți au primit Duhul Sfânt. Fapte 9, a venit Anania la Saul și a pus mâinile, a primit Duhul Sfânt. Și v-am arătat ieri și mă repet, cum Saul, pe drumul Damascului, s-a întâlnit cu Hristos, a fost mântuit,
L-a primit pe Iisus, o înțeles, o primi, Doamne, Tu ești Domnul, gata, mă predau. Și trei zile mai târziu, Anania vine la el și îi spune, mă, băiete, ar trebui să te pocăiești. Hai să stărim după Duhul Sfânt, să primești Duhul Sfânt, să te mântuiești și tu. Nu, Anania îi spune, frate Saule, pentru Anania, Saul de trei zile era frate. El s-a mântuit acum trei zile, Duhul Sfânt acum trei zile a venit în el. Cu trei zile în urmă, deja el este Fiul lui Dumnezeu, este mântuit, este bun de cer, dar n-avea botezul în Duhul Sfânt și n-avea vindecare în trup. Dar Anania îi spune, frate Saul, noi suntem frați. Slavă Domnului! Amin. Din moment ce cineva s-a născut din nou, s-a convertit, suntem frați. Slavă Domnului! Dar Anania nu spune, dacă suntem frați, e ok, mai asta. Am venit să fi botezat în Duhul Sfânt și să scape de vedere. Vezi că prin aceeași jertfă lui Hristos, într-un moment poți să fii mântuit, dar rămâi bolnav. Pentru că e nevoie de credință și să fii vindecat. Și unii pot să fie în același timp și mântuiți, și vindecați, și eliberați, iar alții progresiv, depinde cum înțeleg și cum fac pașii necesari. Dar ne vedem în Scripturi și oameni care au fost botezați în Duhul Sfânt, fără punerea mâinilor. Fapte 10, casa lui Cornel. Cornel nou s-a gândit, ăștia trebuie evanghelizați și poate Dumnezeu se va îndura de ei și poate se va face minuni. Acolo Petru spune și o minciună în orgoliu lui. Spune, nu te închina, ridică-te. Și după ce s-a ridicat, mă, câte, ce frumos vorbește Petru, nu primește închinare. Deci auzi tu, știi că nu-i îngăduit de lege să intru la tine. Asta nu e adevărat. Legea nu interzice, tradiția lor interzice așa ceva. În tradiția iudaică nu intra așa la neamul. Dar legea nu zice așa ceva. Dar Petru a pus punct mai tare, știi, legea nu mă lasă să vin aici. Și de multe ori, pentru mulți dintre noi, tradiția e lege. Tradiția devine lege. Fiți dispuși să primiți revelație mai departe, nu vă plafonați. Văd mulți pocăiți care au ajuns la un anumit nivel și se plafonează acolo. O, mi-a ajuns, o, dar ar fi toți ca mine. Foarte greșit. Foarte greșit, că poate ai ajuns la un moment dat. Dacă te plafonezi, intri în regres. Și scazi și scazi și scazi și apoi te înconjoară. Și păcate, și boli, și demoni, și... Și bun, așa, așa să rămâi. Nu te plafona. Tot mai sus, mai sus, mai mult, mai mult. Vă încurajez să studiați acasă cursul, să vedeți, să vă reîmprospătați, pentru că așa e cel mai frumos studiu, când auzi ceva, înveți ceva, înmagazinezi ceva în cap, mergi acasă, scoți înapoi, analizezi din nou, le pui iar. Peste un timp, iar le analizezi, iar le reașezi, că de multe ori aveam atâtea informații în cap, dar nu s-a aranjat. Și îți trebuie un timp să le scoți, să iei un curs, să le pui așa pe puncte, să le aranjezi și să le pui înapoi. Și vă încurajez să restudiați acasă, să recitiți, să vă reîmprospătați memoria. De ce e așa de multă așteptare azi a botezului cu Duhul Sfânt față de ziua cinzecimii? De ce? Atunci aia primeau așa repede, azi la noi durează ani. Din lipsa învățături. Avem învățături eronate, avem istorisiri de-a cuiva care o primit greu și trebuie ne gândim că și noi să primim greu. Voi care sunteți răi, eu ce spune de noi. Voi care sunteți răi, știți să dați dar în bune copiilor voștri. Dar cu cât mai mult Tatăl meu care în cer va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. La cursul 2, la lecția 2, pagina 4, încă un verset foarte frumos, care întărește ceea ce ziceam mai dinaintea, că în momentul convertirii, Duhul Sfânt din exterior, când răspundem noi cu credință și cu pocăință, ne naștem din nou cu ajutorul Duhului Sfânt din exterior, atunci Duhul Sfânt vine în noi și devenim copii al lui Dumnezeu. Uitați, deschizi Biblia la Ioan 14 cu 16 și cu 17. Un verset foarte fain. Vorbește despre Duhul Sfânt pe care cine nu-l poate primi? Lumea. Lumea nu-l poate primi. Dar cine-l poate primi? Fiii. Cei care sunt al Dumnezeu. Cei care sunt născuți din nou. Ăștia pot primi botezul în Duhul Sfânt. Că dacă în momentul convertirii nu devii fiu,
devii așa un fel de plimbător pe la casa Domnului, nu știu. Dar Dumnezeu nu te socotește, Fiul nu te socotește mântuit dacă mori, vai de tine, doar că te-ai convertit. În cazul ăsta noi nu putem cere botezul în Duhul Sfânt, că noi suntem a Lui. Înseamnă că în momentul convertirii devenim a Lui. Și pentru că suntem a Lui, după aia putem să primim botezul în Duhul Sfânt. Pentru că nu puteam primi botezul în Duhul Sfânt dacă nu suntem a Lui. Și când devenim a Lui? Când ne-am născut din nou. Atunci suntem a Lui și Duhul Sfânt a venit de noi. Vedeți cât este de simplu. Lumea nu poate primi botezul în Duhul Sfânt. Nu, și atunci cum faci? Pentru că Duhul Sfânt te afară. Răspunde cu pocăință, cu credință, mărturisește cu gura, Duhul Sfânt vine în tine și te naște din nou. Apoi poți să primești botezul în Duhul Sfânt. Aici sunt niște versete care vă încurajez să le știți acasă, foarte faine, care vă arată Biblia de ce să vă așteptați să primiți, să vă întărească credința, pentru că spune Roman 10:17, deci credința vine în urma auzirii. Dar de unde vine auzirea asta? Din cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă tu nu citești cuvânt, n-ai cum să auzi și n-ai cum să crezi. Frate, nu pot crede, dar de când ai citit Biblia? O mers frate meu alaltă ieri la cineva la rugăciune bolnav și i-a zis să aduc o Biblie. Eu a durat un sfert de oră în bucătărie. Să auzeau că se trag dulapuri, că se trag scaune, că se răsturna. După 10 minute vine cu o Biblie prăfuită, tot ștergând. Să știi că, frate, eu citesc în Biblia asta în fiecare zi. Da, să vede că trebuie de tratran să citesc tot ce era pe dânsă. Nu citesc cu oameni în Scriptură, foarte mulți de ei. Spunea o statistică că în România avem 8 Biblii pe cap de locuitor. 8 Biblii pe cap de locuitor avem în România. Dar n-am venit citit cuvântul. Doamne, iartă-ne de asta. Doamne, iartă-ne și dă-ne dorința asta, nu știu. Trebuie să ne educăm în asta, să citim cuvântul. Citindu-l ne vine credință. Și nu mă refer la o citire din aia kilometrică. Cunosc pe cineva foarte bine. Îmi pare rău. Când l-am auzit prima dată, am plâns în scaun la adunare. Pus fraților, în fața Dumnezeu vă spun că eu am citit Biblia de 479 de ori. Eu am rămas cu gura căscată. De aproape 500 de ori am citit Biblia. Întreagă, Vechi și Noul Testament. Wow, măi. Și am urmărit omul ăsta să văd ce schimbări sunt, dar eu sunt pe departe, eu ce? Avea mulți copii. Mulți copii. Mai mult de jumătate din ei trăiesc în curvie. Felul lor ca părinți în casă a fost de-a blestemat. Dacă nu l-ascultau copiii, să-ți se întâmple, să-ți... Și am văzut un dezastru. Și am înțeles că citirea Bibliei așa ca lectură personală n-a ajutat nimic. E o carte de istorie, vezi tu cum s-a întâmplat războaiele, cum a luptat David, strategie. Nu înseamnă asta a citi cuvânt. V-am zis, am văzut dezastru. Cunoașteți un om care a citit Biblia mai mult de atât? De 500 de ori și avea omul... Mai are, că de 30 de ani, el a încă ajunge la 800, cred. Și am înțeles că nu în asta stă credință. Eu obișnuiesc altul. Citesc puțin, mă opresc și reflectez câteva zile. Și reflectez și vreau să înțeleg. Că citești așa și nu înțelegi niște lucruri, dar nu-i lași așa. Am citit Biblia. Degeaba. Ia ceva acolo și studiază, mănânc. Roagă-te ca Duhul Sfânt să explici. Apoi urmează. Urmărește să trăiești ceea ce ai înțeles. Și aia îți dă credință, aia te crește, aia te crește. Domnul să ne ajute la asta, pentru că și eu când eram copil, citeam Biblia dintr-un capăt în altul și mă străduiam să... Nu vedeam așa o creștere și o... Am înțeles că Biblia trebuie citită și cel mai fain o citești cu voce tare. Ia-ți timp în camera ta să citești Biblia cu voce tare. Ați experimentat cât e de fain. Să citești cu voce tare, o epistolă întreagă, jumătate de Evanghelie. De câte ori am citit Biblia prin gând, așa o simțeam că intră în mine. Pentru că mă auzeam pe mine cum o citesc. E cel mai prins viață așa din Scriptură, intră cuvântul în tine. Înainte de a o citi, roagă-l pe autorul ei, pe Duhul Sfânt de care vorbim azi, să o traduc. Pentru că ea e
cu o dată acolo, de unde știi ce a vrut să zică el? Roagă pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt. Ajută-mă să înțeleg ce ai scris aici. Asta nu e lectură, asta e cuvântul tău. Și Dumnezeu să ne ajute în direcția asta. Să citim cuvânt, cu voce tare, urmăriți asta, exersați asta. De multe ori, ne apucăm să citim din Biblie seara, când te ia somnul, citești un capitol, două, la doi. Ce s-a rămas? Pentru că tu ai citit și când se rume și când se analizezi, ai dormit. Doamne, ajută-ne să citim cuvântul, că prin asta ne vine credință și prin asta vom dezvolta credință să ne umplem de Duhul Sfânt. Acum, pentru cei care organizați, cum să zic așa, seri de rugăciune să primiți Duhul Sfânt, cei care stați în față și vorbiți, și pe mine mă văd că am făcut și o prostie din asta, nu povesti cum ai primit tu Duhul Sfânt. Pentru că oamenii postei ca etalon. Wow, cum o primit de la Duhul Sfânt. Înseamnă că așa trebuie. Eu nu mă uit la Biblie. Trebuie să primesc ca fratele. Și dacă nu-i ca fratele, ceva nu-i bun. Păzește-te să spui cum ai primit tu Duhul Sfânt. Spune-le după. După ce au primit ei, după ce au dat ei de realitate, că asta e o experiență personală și diferă de la caz la caz. Sunt cazuri mai înalte, sunt cazuri mai joase, sunt diferă intensitatea asta. De aia nu zic de intensitatea ta. Pentru că am acolo lângă noi un frate care spune el de multe ori în rugăciune, simte așa că chiar levitează în sus de prezența Duhului Sfânt. Wow, m-am gândit, înseamnă că eu piunis, ce am? Pentru că mai știm asta din cărți, de anumite situații, când Duhul Sfânt, eu transferat în altă parte. Înseamnă că dacă mine nu m-a transferat în altă parte, nu m-a teleportat, eu n-am Duhul Sfânt din ăla. E fals asta. Și de asta nu trebuie să povestim oamenilor experiența noastră personală, că îi putem băga în ceas. Nu da detalii cum trebuie să arate. Uite, trebuie să arate așa, numai decât așa. N-ar să fie așa, că am zis că fiecare experiență e diferită. Dă libertate și arată ce spune cuvântul. Și apoi, în al treilea rând, pentru slujitorii care slujesc, nu responsabiliza omul maxim. Ca unul care am stăluit și eu 15 seri și am urlat, că așa am fost învățat că trebuie să urli, n-am mai putut. Tu ești vinovat. Tu nu știi să ceri. Uite, aici ai un sfârșit și nu-i dai drumul. Am stat și m-am gândit și vorbeam eu cu Bogdan, el a avut o experiență și mai traumatizantă de 2 ani. Și știu experiențele astea. De aia primim greu când ne uităm cum au primit alții. Și dacă nu e așa ca ea, nu-i bun ceva. Avem tradițiile noastre care le-am făcut legi. Și dacă nu e după legea asta, nu-i bun. Așa au zis și Petru. Ăștia să primească Duhul Sfânt. În fapt, e 10. Nici nu și-au pus mâinile peste ei. Au stat și au ascultat, păi ăștia au primit ca noi, mă. Și-au mers la Ierusalim. Ce ai făcut pe el? Ce am putut să fac? Dar nu l-am făcut eu. Ăștia au primit ca noi. Și acum uite un exemplu clar din Fapte 2. Mă gândesc la situația din Fapte 2 și următoare chiar în 3. Spune Biblia că ea 120 din camera de sus. Când a venit Duhul Sfânt, s-a auzit un vâjit puternic, s-au văzut niște limbi ca de foc. S-a venit Ierusalimul, dar te gândim numai astea două, limbi ca de foc, s-au văzut, așa spun. Și s-a auzit un vâjit puternic, se adună oamenii, întreabă ce să facem și Petru spune clar, fiți atenți. Voi trebuie să vă pocăiți. Voi trebuie să vă întoarceți la Hristos, la ăla, așa? Să vă nașteți din nou, să primiți un botez în apă și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Că nu. Wow! Gata, în ziua aceea 3.000 spune Biblia că s-au botezat în apă, dar nu mai spune nimic de Duhul Sfânt. Voi vă gândiți că dacă ăia spunea acum Petru, da, ați fost botezat în apă, slavă Domnului, adunarea liberă, ne vedem mâine după anunță. Băi, omule, ai spus că după botez în apă primim Duhul Sfânt ca voi. Mai găsiți în Biblie că iar a venit vâjitul, iar s-au văzut limbi de foc? Nu mai spun. Și sunt convins că nu s-a mai întâmplat așa. Aia 3.000 de oameni și a doua zi, încă 2.000 de oameni, nu mai venit vâjit, nu mai fost limbi ca de foc,
nu s-a mai fost așa o alarmă acolo. Și nu mai primit Duhul Sfânt ca la iau 120, a fost diferit. La Petru, la Corneliu, la Saul din Tars, în fapte nou, în Samar, nu a venit limbi de foc, nu a venit vâjit. Nu a fost jumătate cât în fapte doi, dar au zis că a primit ca noi. Dar manifestarea exterioară a fost diferită în toate cazurile. Și de aia nu trebuie să analizăm ce am primit în funcție de cum s-a manifestat în exterior. Eu știu că dacă cineva primește botezul în Duhul Sfânt, trebuie să aibă mâinile sus, trebuie să fie transpirat, trebuie să urle și trebuie să nu fie conștient în mare parte. Dacă e conștient, dacă nu e transpirat și dacă nu are mâinile sus, ăla nu-i Duhul Sfânt, că nu primi ca mine. Asta e o tradiție și care ne duce în ceață și în eroare. Și Dumnezeu să ne ferească de asta. În Biblie toate au fost diferite, dar în final au spus că toți au primit același Duh Sfânt. Doamne, fără în lumină mai departe. Avem exemplul ăla din fapte 19, acolo ne întâlnim corelarea aia dintre fapte 19 și Efeseni 1. Când fapte 19, Pavel întâlnește niște creștini din Efes. Și la ei era așa din normal și voi ați primit Duhul Sfânt când ați crezut, asta duce în eroare iară pe toți. Și vezi că atunci când ai crezut, primești Duhul Sfânt, adică botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt. Primești Duhul Sfânt în Duhul tău, dar în momentul ăla, bisericii primari, la ei nu se punea problema ca azi să te convertești și la anul să primești botezul în Duhul Sfânt. La ei nu era noțiunea asta. Ei nu puteau să conțea pe așa ceva. Mâine puteau ăștia să-i omoare. Ei aveau nevoie de predicare. Ei nu azi mai convertit, dar să mă scrii pe listă pe la iarnă, am să primești și botezul în Duhul Sfânt. Nu exista la ei. Pentru mentalitatea lor, când ai crezut, ai primit tot. Și vindecare, Pavel a primit și vedere și tot. Azi, la noi, din cauza învățătorii, eșalonate așa. Și atunci Pavel întreba pe ăștia, voi atunci când ați crezut, ați primit tot? Ce? Păi aia, tot. Vorbire în limba. Am zis, n-am auzit. Problemă. Unde e problemă? Înseamnă că a fost o problemă la învățătură, la ceva. Voi sunteți botezați? Nu. Avem ceva. Ioan, acolo e problemă. Hai la botez. Hai la botez. Asta au implicat din nou de la pare o predicare. Băi, oameni buni, a venit Iisus, a murit, a înviat, s-a înălțat. Ia, da? Da! Și ne trimis făgăduința Tatălui. De atunci ne primim botezul Duhul Sfânt, vorbirea în limbi. Hai să primiți botezul în numele lui Iisus. Hai! Și au intrat în apă. A fost botezat? Spune Biblia că tot atunci au primit și botezul Duhul Sfânt, chiar și darul și prorocea. Slavă Domnului! Dar vezi? Învățătură greșită, nu au auzit cuvântul bine. Nu au auzit cuvântul bine și au avut nevoie de un învățător. Când a venit învățător, i-a spus care sunt regulile, cum se procedează și Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt. Din nou nu zice că s-a văzut limbi de foc, nu zice că s-a auzit ceva. Experiențele sunt diferite, dar Duhul Sfânt e același, e unul singur. Slăvit să fie Duhul Sfânt. Și mă rog să ne umpli pe toți. Confuzia se face aici la Romani 8:9, versetul care l-am predicat și eu cu ani în urmă, cu degetul așa arătător. Dacă n-ai botezul cu Duhul Sfânt, nu ești al lui. What? V-am spus ieri de două fete care au stărit pe Duhul Sfânt, una a primit, una nu. Și la urmă le spune, dacă mori tu în altă mergi în rai, și îmi pare rău, tu mergi în iad, că n-ai vorbit în alte limbi. Și abia la iarnă, dacă l-ai prins. Altă sesiune. Asta e demonic. Asta e trist. Pentru că noi, când ne-am născut din nou, Duhul Sfânt ne-a făcut fii și a venit în noi. Dar noi trebuie să umblăm după botez, după umple. Doamne, ajută-ne la asta. Un aspect care văd important și l-am mai întâlnit pe teren, Biblia ne poruncește că trebuie să primim botezul în apă. Cred că asta e clar la toți. Dar, spre surprinderea mea, am întâlnit oameni care au zis, ce? Ăștia s-a botezat în apă, dar nu erau siguri. Și după ce au primit botezul Duhul Sfânt, Dumnezeu a mărturisit despre ei, că da, ăștia s-a mea. Dacă eu am primit botezul cu Duhul Sfânt, nu mai trebuie să n-am. Că deja Dumnezeu a mărturisit despre ei. Fals. E o poruncă și noi trebuie să avem un botezul în apă. Vezi că n-au întâlnit Pavel pe ăștia că n-au Duhul Sfânt, dar botezul, cum e cu botezul? Întâlnesc cu oameni care, merge și fără. Sigur, dar eu vorbesc în limbi, eu am Duhul Sfânt, dar tot valele pe cruce, iar, dragii mei,
cu care vorbiți, cu care vă întâlniți, botezul în apă, nu e un act de neglijat, nu e ceva facultativ. E ceva ce trebuie făcut, faci cum a zis Iisus. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Doamne ajută ne la aceasta. Acum așa aici, sunt multe tradiții. Cum trebuie să-ți facă oficierea, când, cum. Dar nu e subiectul nostru de azi. Vreau să spun doar, dacă ai primit botezul Duhul Sfânt, vorbirea în limbi, prorocești. Asta nu te exceptează de la a primi un botez în apă. Și la maturitate, pe credința ta. Pe credința ta, nu a nașului, nu a mamei, nu a tatălui, cum spune cântarea aceea, nici păstorul, învățătorul, ci chiar eu, Doamne, eu trebuie să mă rog. Toți vorbesc în alte limbi. Vezi, frate, eu am două sfânt, dar nu vorbesc în alte limbi. Și de așa că ți-am întâlnit. Vezi, frate, eu am două sfânt, eu splin, eu simt cum mă călăuzești. Dar n-am vorbit în alte limbi, dar nu e problemă. Vezi că scrie în Scriptură ce toți vorbesc în alte limbi. Mult de vorbit aici, dar toți cei care primesc botezul în Duhul Sfânt trebuie să vorbească în alte limbi. E adevărat, pot unii să nu dea curs acestei vorbiri pe motive de necredință, pun pe seama minții lor, cuvintele respective. Pot fi blocaje din astea, dar asta înseamnă că încă limbuța ta nu e botezată. Ești cumva cufundat în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit, te-a umplut, dar aici limba e afară. Și nu te poți boteza. Botezat înseamnă băgat cu totul. Cam Biblia spune clar, cam ca semn. Ce-o zis Petru la Ierusalim? Nu se poate. Ăia din Corneliu și cu casa lui, n-are cum să primească canon. Ba da, n-are cum să neamul. De unde știi tu că o primi canon? I-am auzit vorbind în limbi ca și noi la început. Serios? Ca noi? Vorbeau în altă? Da! Petre, iartă-mi, scuze, înseamnă că am judecat greșit. Înseamnă că ăștia chiar au primit Duhul Sfânt. De ce? Că i-am auzit vorbind în alte limbi. Nu că au transpirat, nu că au ridicat mâna. Noi i-am auzit vorbind în alte limbi. Și când așa au lăsat toți armii în jos. Da, clar. Slavă Domnului că a dat Duhul Sfânt și peste neam. Că după 10 ani v-ați dat seama și voi. Evrei după 10 ani și-au dat seama că Duhul Sfânt se dă și peste neam. Dragul meu, nu te plafona aici. Dacă încă nu vorbești în alte limbi, înseamnă că mai trebuie. Mai trebuie ceva. În primul rând, ai nevoie de învățătură. Trebuie să primești niște învățătură. Și nu uita, ai să vorbești în alte limbi cum îți va da Duhul să vorbești. Acum, Duhul tău e abilitatea de Duhul Sfânt. Fac acolo una. Și când Duhul Sfânt îți dă cuvinte în altă limbă, Duhul tău lui e clare și vrea să le spună, dă de bariera sufletului și a minții mele inteligente și a trupului meu și a limbii mele leneși. Spune, nu. Și noi trebuie să avem cuvânt, învățătură, să învățăm cum să străbat, să dăm voie din Duhul nostru, cum vorbeam eu foarte clar, din Duhul nostru să iasă afară vorbirea în alte limbi. Și de multe ori e greu cu unii. Dar ai nevoie de învățătură, de lepădare de sine, nu vorbim de o curățire. E posibil la unii au întâlnit păcatul, să fie o piedică. Păcatul în care trăiau le aducea condamnare în minte, condamnare. Ești așa, un gunoi. Da, știu. Și atunci nu le mai venea să vorbească în alte limbi. Și oamenii au nevoie de rezolvat. Au nevoie iar de cuvânt. Să încredințez de faptul că sângele lui Iisus Hristos, așa ne spune Biblia, ne iartă de orice păcat. Și trebuie să crezi asta din toată inima și să-ți asumi, să primești iertare. Și să alungi condamnare. Apoi să primești și să te umbi. Să vorbești în altă limbă. Nu lăsați oamenii să se ascundă aici. Frate, eu n-am vorbit în altă limbă, dar eu sunt plin de Duhul Sfânt. Oamenii aia se văd și pe teren că nu-s plin de Duhul Sfânt. Se vede și în viața reală că nu numai limba nu-i botezată. Și ochii, și mâinile, și gândurile mai iasă de botezat acolo, în Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne să umblăm după plinătate. În direcția asta este o predică foarte faină de-a lui Derek Prince. Dacă l-ați ascultat, Derek Prince, un frate bătrân care din 2003 a trecut la Domnul, puteți să vă notați, Derek
de Duelui Capa Prince, are o predică cum să primești două sâmbări, subtitrată în română. Așa de fain explică pașii fiecare, cum să rezolvi problemele și cum să vorbești în alte limbi. Chiar am avut mulți la care le-am dat predica aia, așa, i-au învățat, i-au ajutat și au primit două sunt acasă. Se poate, e nevoie de învățătură. Și fratele ăsta a avut o revelație frumoasă la Dumnezeu și a putut să facă așa o explicație clară. Și mi-a plac oamenii ăștia care nu numai predică, dar și practică. El întotdeauna când predica, spunea acum vorbesc de vindecare. Uite, cred în darul vindecărilor, cred în darul minunilor. Predica jumătate de ori și spunea acum să facem practică. Care e bolnav să vină în față. Eu m-am speriat când mă uitam la video. Zic acum, dacă, ce-i cu ăsta? Hai la credință, omul. Eu știa că trebuie să se întâmple. De multe ori predicăm ceva ce nici noi nu credem. Predicăm ceva ce nici noi nu credem. Predicăm Dumnezeu, e Jehova Rafa, El vindecă, El eliberează. Dacă ești bolnav, tu înaintea Lui, slavă Lui. Ne vedem de seara adunarea liberă. Pe când oamenii așteaptă, acum dă-ne practică. Așa soția s-a apucat să predice seara la câteva femei și la urmă studiem și practică. Nu gândeam că nu mai vin. Da, să nu uităm pașii ăștia, născut din Duh, după aia botezat din Duh și după aia să umblăm în plinătate.